Andreea Bănică, care a dat primul interviu despre problema pe care o are la picior și a spus ce s-a întâmplat de fapt și cum a fost posibil să se ajungă în această situație. Totodată a fost nevoită să apeleze și la medici. Bun, ai venit, mă ai făcut pe mare, ai venit împreună la eveniment. Normal, am scos și pe el în lume, să zic așa. Noi nu prea ieșim copii foarte mult la evenimente de genul ăsta, dar fiind un spectacol special creat pentru copii, am zis, hai să merg cu Noa, Sofia e mare, nu mai... Ea se duce la plimbare singură cu copii, cu prietenii ei, nu mai e de minunații noștri. Bună, ți-a plăcut spectacol? Te las să mănânci din guriță, da? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut! Auzi, da, văd că mami e puțin accidentată. Tu, fiind bărbățel, cred că ai grijă de ea în perioada asta, așa-i? Da! Tu ajuți pe mami? Da! Bravo, ești un băiețel tare cu minte! Este și e fermecător! Mă înfarmecă în fiecare zi, tu știi. Faci, cum ești? Cum te simți cu piciorul? Cât mai ai? Mai am 2 zile, nu mai am mult, scot orteza și să vedem ce o să decidă doctorul pentru mine mai târziu. S-ar putea să trebuiască să fac recuperare și va trebui să fac niște drumuri, da? Asta este. Se spune că înainte de a avea copii, de a te căsători, ai o gentuță mică, așa, cu telefonul și după apar gențile astea. Imense, așa este, să știi. Astăzi m-am gândit să-mi iau mai mică, știi, să-mi iau cea mai mică gentuță ca să nu-mi fie greu să o port. Însă m-am gândit că va trebui să cumpăr cobrigi. Cine știe, apă, pâine, că lui îi place pâinea goală, apă, câte două, trei sticle, bag aici și gunoi tot în geantă, că l-arunc afară. Mulțumesc mult de tot, Andreea, îți mulțumesc, Noa, mă bucur că te-am cunoscut.